3-0 cu Dunaj Streda, 1-1 cu Clinceni, 1-0 cu Ferencvaros în deplasare, 5-0 cu FCSB pe arena națională, dar și încă un 5-0 cu Ferencvaros în Giulești. Rezultatele de data trecută, rezultate aproape perfecte, rezultate care ne dau încredere foarte mare pe acest început de sezon numărul 5 pe banca Rapidului. Hai să începem un nou episod de Road to Glory! Salut prieteni, bine v-am regăsit la un nou episod cu Rapidulețul. Rezultate aproape perfecte pe acest început de sezon. Avem 9 victorii și un egal și cel mai important, ne-am calificat an fanfar în play-off-ul Champions League. Am scos Dunaj Streda cu un 5-0 la general data trecută, după am eliminat și Ferencvaros după un 6-0 la general, iar astăzi vom juca play-off-ul Champions League. Dăm de o echipă importantă, o echipă care poate să pună probleme, o echipă care poate să creeze pericol la poarta noastră. Trebuie să scoatem fără doar și poate FC Copenhaga, chiar dacă e o echipă bună, trebuie să ne calificăm în grupe astăzi. Vom juca primul meci pe Giulești, așadar trebuie să scoatem un rezultat foarte bun, un rezultat care să ne dea speranțe la calificare. După ne deplasăm la Craiova pentru a juca cu FCU în Liga 1, mergem la Copenhaga pentru returul din play-off-ul Champions League și probabil vom termina acest episod acasă cu Chindia și cu CS Mioveni. Dar încă 5 meciuri astăzi, 5 meciuri foarte importante, mai ales că trebuie să obținem victoriile pentru grupele Champions League. Din păcate, se accidentează Hodge și îl pierdem pentru următoarele 4 săptămâni. Împăratul este și el lovit următoarele 3 săptămâni. Vince Williams doar 2 zile. Nu ne putem baza acolo în atac pe Jonathan Rodriguez, care este, din păcate, a luat o gripă și nu poate juca nici el în acest prim meci. Să aducem un alt jucător acolo, să vedem, Jonathan Rodriguez poate lăsa locul lui Burcea, pare cel mai în formă de pe bancă. L-am adus, în sfârșit am reușit să aducem și noi acest jucător, am zis și data trecută, Miguel Constantinescu, 20 de ani. Nu înțeleg de ce nu îl pot folosi, este under 21. Probabil a jucat pentru Benfica sau nu înțeleg. Abia aștept să îl folosim, deocamdată nu ne putem baza pe el în Champions League. Andrei Lunin este și el accidentat și este foarte important acest lucru pentru că nu avem alt portar și va trebui să jucăm cu el. Nu știu dacă mă lasă să joc cu el, hai să vedem. Ba da, îmi lasă să jucăm cu el accidentat. Mai avem portari, însă sunt foarte mici de vârstă, sunt la Academie, chiar nu vreau să facem fără prostie pentru că e un meci foarte important. De-aia l-am adus pe Andrei Lunin pentru a juca în astfel de meciuri, pentru a face diferența, pentru a ajuta această echipă să meargă în grupele Champions League și nu numai, pentru că în acest sezon ne dorim cel puțin semifinale, zic eu că trebuie să aducem în Giulești în acest sezon. Hai să ne concentrăm, hai să începem bine acest meci. E un meci foarte, foarte important, e foarte important acest prim meci cu Copenhaga, pentru că putem lua așa măsura cam pe unde ne aflăm, care este diferența de valoare între cele două echipe. Ochoa și la cartonaș galben. Trebuie să îi zicem să fie atent. Chiar nu avem nevoie de vreo prostie. Început foarte echilibrat. Ducem ce ocazie aici pentru Copenhaga. Da, o posesie bună pentru noi. Avem undeva la 60% posesie. Scade un pic acum. Dar foarte echilibrată partida deocamdată, nicio ocazie importantă pentru noi. Să vedem aici, deviere, Manea doarme, însă vine și blochează acolo pe Moller. Mă speriasem. Bună pasă asta pentru Luis Munteanu. Luis, trece Luis Munteanu! Șut bun, însă șutul se duce pe lângă vinclul lui Johnson și se termină prima repriză. Ocazie mare pentru Copenhaga, ocazie bună și pentru noi, însă, per total, e o repriză slăbuță din partea noastră. Sincer, mă așteptam să arătăm mult, mult mai bine. Să vedem, vom juca un pic mai direct în această a doua repriză. Rareșel e mort, Costache e mort, foarte slăbuți cei doi astăzi.
wants to stay on, but injury it's affecting him. E bine, vine pe bancă și l-a scoate și pe Rare și însă l-avem doar pe Burcea acolo pe bancă. Nu. Nu, îl mai lăsăm pe Rare și îi mai acordăm 15-20 de minute, să vedem, poate reușește să facă vreo fază, să facă diferența. Începe repriza a doua, continuare posesia este clar de partea noastră, însă statistica nu este deloc de partea noastră. Domine Copenhaga cu două șuturi pe poarta noastră. Nu reușim să creăm pericol deloc, mă îngrijorează acest lucru. Iese Rare și Lee, intră Burcea, Manea iese și el și intră Algrim acolo în dreapta. Să-l băgăm pe Tavares totuși. Mă lasă să mai fac schimbări, să vedem. Nu mă lasă, doar 3. Hai să dăm pe atac. Sunt 20 de minute, trebuie să forțăm victoria, nu putem să mergem cu un 0-0 la Copenhaga. Centrare aici, deviere cu capul, reușim să respingem, recuperează Molor. Joacă pentru Rezos, Malambi intră în suprafața de pe deasă, se întoarce la Rezos. Bergman Johansson, Rezos din nou pentru Ndlovu. Rezos, Ndlovu. Bun pressing-ul, însă nu reuși să recuperăm deocamdată. Mahlambi se întoarce cu fața. E acolo 1-1 cu Ochoa. Întoarce pentru Moller. Moller centrează! Lovește bara Sonia Cava. Sonia Cava. Ce ocazie aici pentru Copenhaga. A mai periculoasă Copenhaga, chiar dacă posesia a fost de partea noastră. Două ocazii bune, două lovituri de cap din 5 metri acolo, una peste și una în bară. În acest match, da, se termină. Un match nu foarte convingător din partea noastră. S-a văzut, ne-au lipsit ceva jucători și s-a văzut acest lucru. Dominați pe teren propriu de Copenhaga. Debut nu tocmai bun, din păcate facem doar un egal cu Copenhaga și mergem la Craiova. Dar bine, vom încerca să aducem foarte multe rezerve la acest meci. Hai să rezolvăm primul 11 și revenim imediat. Da, acesta este primul 11 cu care intrăm la acest meci, schimbăm total echipa. Avem din nou foarte mulți copii în această echipă, însă nu contează absolut deloc acest meci. Cel mai important meci va fi imediat în câteva zile la Copenhaga. E un început bun de sezon, până la urmă am scos rezultate destul de bune și cu rezervele. Atunci când am simulat cu Glinceni, am avut parte de o surpriză neplăcută și am scos doar 1-1. Însă nu e cazul, vedem. Trupa lui Flavius Moise are 3 înfrângeri și un egal în aceste 4 meciuri pe început de sezon. Noi avem 3 victorii, 2 egaluri în ultimele 5 partide. E clar, plecăm favoriți, suntem campioni în titră, chiar dacă jucăm cu foarte mulți copii, zic eu că putem să câștigăm. Bună centrarea asta lui Ștefan, să resping cei de la Craiova. Recuperează Williams. Williams în fața porții, respinge din nou Craiova. Marin, pentru Tavares. Petri la primește acolo în adâncime. Întoarce în centru la Ilie, din nou Petri la pentru Tavares, Marin. Tavares, Marin, din nou Tavares, întoarce la Tudose, nu găsim spații. Rare și pentru Williams, se descurcă acolo Williams, perfect, și e 1-0, vins Williams. Nu știu de ce l-am băgat eu titular. Nu știu ce l-am băgat titular, pentru că el va trebui să joace titular în deplasare la Copenhaga. Îl lăsăm 45 de minute și o să scoatem la pauză, mai ales că revine după o accidentare, trebuie să avem grijă la el. Începe tot perfect, minutul 5, 1-0 și e clar, era important să începem cu un gol rapid și să liniștim apele așa repede la Craiova. Să mai mergem o dată până în pauză, să stăm și mai liniștiți. Să vedem aici, urcă Tavares în dreapta. Vine să blocheze acolo Botișeriu, centrează Tavares și respinge însă Benca, recuperează Marin. Williams pentru Petrila. Cum ai putut să ratezi Petrila, tata, din acea poziție? Scapă Began. Recuperează Rare și Munteanu pentru Williams, blocat acolo. Andreș. Botișeriu în dreapta la Răducanu.
în centru Dică, întoarce la Andreș, Benga. Andreș întoarce înapoi pentru Benga în o nouă degajare. Respingem de acolo prin Marin, Petrila pune mingea jos pentru Urare și Tavares. Urcă în dreapta, Luis Munteanu primește acolo, însă e blocat, întoarce în fața porții. Două șuturi blocate, Williams, Ștefan pentru Marin, Brujan, din nou Ștefan și s-a terminat faza. Scapă Craiova aici, două șuturi blocate acolo din 2 metri. Respinge din nou Marin, Petrila, la degemă pentru Luis Munteanu, Luis Munteanu! Bum, 2-0. A, un meci simplu la Craiova, dominăm partida, reușim să marcăm și de două ori în primele 30 de minute și se vede clar că Craiova nu poate pune probleme. Foarte bună pasă asta lui Petrila în adâncime, lui se desprinde acolo de lângă Benga și învinge pe Began destul de simplu. Așa. A, deja pe... avem un expected goals peste 2,5 și să marcăm două goluri. O primă repriză bună, Craiova n-a fost prezentă deloc în ofensivă, ceea ce este foarte, foarte bine. Hai să facem niște schimbări. Așa, putem să-l aducem pe Burcea acolo în spatele atacantului. Vreau să-l vedem și pe Algrim la treabă și îl scoatem pe Williams și Marius Marin ar trebui să iasă și el, dar nu avem soluție la el. Lăsăm așa deocamdată. A destul de obosit și Marius Marin, dar lăsăm o schimbare pentru mai târziu. Recuperăm din nou foarte repede, Tudose pentru Marin, Ghiță. Urcând stânga, pasează cu Ștefan, Petrila. Ia acolo, întoarce la Ștefan, Brujan. Marin pentru Ghiță. Marin din nou Brujan. Urcând stânga, Ștefan și are spațiu foarte bun acolo, avansează. Intră suprafața de pedeapsă, centrează la prima oară. Luis Munteanu reia cu capul pe lângă. Cazie bună aici pentru Luis de a face dubla. Avem un expected goals peste 3, marcat a 2 goluri, trebuie să mai marcăm. Peste 60% posesie pentru noi, de clar suntem în controlul acestui meci. Să vedem, Burcea încearcă poarta, copilul nostru însă nu prinde poarta. O să vedem pe Miguel Constantinescu, îl tragem pe Ardyn acolo la mijloc. Debut pentru Miguel Constantinescu, am reușit să-l înregistrăm pentru Champions League, așadar ne putem baza pe el la meciul de la Copenhaga și a revenit acolo în atac. Recuperarea asta lui Petrila, Burcea. Întoarce la Petrila, Brujan, Ghiță, Algrim, în dreapta Tavares, spațiu foarte mult aici să avanseze. Tavares întoarce pe 20 de metri la Brujan, Sorin Brujan, 15 ani pentru acest copil, făcut 16 de fapt și deja are două goluri în Liga 1 pentru noi în acest început de sezon. N-a jucat decât meciurile de Liga 1 și deja are două goluri marcate ca mijlocaș defensiv. Arată foarte, foarte bine, dar avem doi copii deja în primul 11 care arată senzațional, de fapt 3 cu împăratul. Nu l-am văzut pe împăratul la număr pentru că el deja de sezonul trecut este prezent în prima echipă. Oh, ce ocazie aici, prinde împăratul. Da, în 3 copii de viitor, 3 copii care pot crește foarte, foarte mult, acest împăratul, Brujan și Burcea. Se anunță următorii noștri, următoarele noastre produse de export. Petrila pentru Burcea, lovește bara de Burcea aici, foarte frumoasă execuția și lui Burcea, un alt copil, un alt jucător foarte, foarte tânăr, dacă nu mă înșel are tot 16 ani. Resping Craiovenii aici la această fază, recuperează Constantinescu, Tudose, Ghiță, Brujan,
pentru Petri la Luis Munteanu, șut frumos de la 25 de metri și este 4-0. Ne distrăm la Craiova, chiar dacă jucăm cu rezervele, vedem, rezervele noastre sunt la un nivel foarte, foarte bun și ce șut frumos marchează aici Luis Munteanu. Ce gol frumos! Să vedem, mai e timp de un gol, Ghiță. Pansează, e blocat acolo, s-a curcat cu Brujan, însă recuperăm repede. Foarte bună pasata lui Burcea, Constantinescu centrează, însă Petrila finalizează peste. Și cred că asta a fost. Da. 4-0. Vedem aici toată echipa cu verde. Toată echipa a jucat foarte, foarte bine, chiar și rezervele care au intrat s-au prezentat destul de bine și ne distrăm la Craiova, nicio emoție, 4-0, deja stăm acolo pe prima poziție în Liga 1. Mergem la Copenhaga după un 0-0 în Giulești și ne așteaptă un meci foarte dificil. A câteva noutăți în primul 11, ne reușim să recuperăm acolo câțiva jucători pentru primul 11. Îl recuperăm pe Băluță, recuperăm pe Williams, îl recuperăm și pe Rodriguez și cred eu că suntem favoriți, chiar dacă am fost dominați în prima partidă. Avem jucători foarte buni, avem o echipă bună în acest moment. Cred eu că avem calitatea necesară pentru a merge în grupele Champions League, însă avem de spart această nucă numită Copenhaga. Nucă tare se anunță Copenhaga, pentru că au avut în meciul tur din Giulești un meci foarte, foarte bun și au dominat, trebuie să recunoaștem acel meci. Hai să vedem, e clar, ne punem speranțe mari în Marquezine, în Jonathan Rodriguez, cei mai importanți oamenii noștri pe faza ofensivă. E clar, Copenhaga poate are un pic de plus, joacă acest meci retur pe teren propriu și poate putem spune că ar pleca ca favorită, însă, așa cum am spus, calitatea este clar de partea noastră. Aruncă Ochoa aici lung, Viorță respinge, însă Malambi avansează, Malambi, Băluță atentă, recuperează, Mane, pentru Marquezine. Apoi la Dahoud, Drăgușin, Marquezine, întoarce la Radu pentru Rarișilie, Dahoud, din nou Radu, Mane, pentru Marquezine, Mane reprimește, lăsează acolo în bandă, centrare pe Baradu, treia Williams cu capul, însă pe lângă, curs bine acest atac, Tentocioa, dar recuperează acolo, Băluță pentru Tudose, din nou Băluță, Williams, Băluță, întoarce la Tudose, Radu Drăgușin, Dahoud, înapoi la Radu Tudose, pasăm bine, îmi place că nu ne grăbim. Ducem mingea înapoi la Lunin, joacă lung acesta, Williams așează pentru Jonathan, Rareș, pentru Marquezine, se întoarce cu fața, Lautaro, întoarce la Dahoud, întoarcem la Radu, Dahoud din nou, Băluță, Rareș pentru Jonathan, Jonathan între linii pentru Vince Williams. Iertați-mă pe mine, mereu zic Williams, nu știu de ce. Început perfect, cât de bine pasăm, cât de bine ținem de minge, se vede că avem calitate tehnică și Jonathan Rodriguez găsește aici o pasă perfectă, iar Vince Williams învinge pe Johnson cu un șut la colțul lung. Bun. Început perfect, nici că se putea mai bine de atât, parcă în primele 10 minute și acum îi așteptăm pe cei de la Copenhaga să iasă la joc. Hai să vedem. Viurț, Rețos, Johansson din prima pentru Moller, intră în zona centrală, Moller, reușit să blocăm acolo, se recuperează, iese Lunin și prinde, da. Bună comunicare aici. Băluță, în stânga la Ochoa, Williams se întoarce cu fața, întoarce la Băluță, Dahoud pentru Rare, știi, prima pentru Jonathan, Jonathan pentru Lautaro, Lautaro Marquezine,
în Jonathan Rodriguez. Este perfect astăzi pentru noi, găsește două pase în adâncime superbe și reușim să profităm de aceste pase ale lui Jonathan. Cât de bine taie Lautaro pe terenul, șutul nu este unul foarte bun, se începe în mijlocul porții chiar, însă Johnson este evis pentru a doua oară și se lasă liniște pe Parken, da, din Copenhagen. Parcă este 2-0 pentru noi, nu știu cum să zic. Dragușin a primit cartonaș galben. Să rug eu frumos, fii atent. Williams are și el cartonaș galben surprinzător. Trebuie să fie și el atent. O primă parte a meciului e senzațională. După ce am văzut în Giulești, mă gândeam că vom avea probleme serioase cu această echipă, însă arătăm calitate foarte, foarte bună la acest retur. 2-0 pauză. Nu prea au fost emoții pentru noi acolo în defensivă. Nu l-am văzut pe Lunin cu vreo intervenție într-un moment foarte important. Rareșilie iese destul de obosit. Intră Lautaro. Vince Williams obosit și el, însă arată foarte bine și mai las 10-15 minute. Trebuie să căutăm pe acest început de priză a doua, pe primele 15 minute aici, 20 minute, golul 3, să închidem total acest meci. Hai să vedem aici, Mane, aruncă pentru Marchesin, deviere pentru Constantinescu, intră zona centrală, Miguel! Haide băi, Miguel, tată! Ce ocazie aici! Șut bun, însă șutul se duce un pic acolo pe lângă bar. Intrăm în ultimele 20 de minute. Să ne facem și noi niște schimbări. Vince Williams, intră Marius Marin și tragem pe Constantinescu acolo în stânga. Poate juca și în stânga. Și încă o schimbare. Dahoud nu este la un nivel foarte important astăzi. Intră Daniliuk. Hai să strângem rândurile un pic ca să fim atenți. Ultimele 15 minute. Să nu primim gol, să nu stăm cu emoții, zic. Să trecem de pe minutul 85 acum, avem încă o nouă ocazie. Mane aruncă lung, iese Johnson și prinde. Johnson's baby. Aruncă lung, Ochoa e acolo, pune minge jos. Pasă pentru Constantinescu, ia fața lui Mikkelsen, Marin. Întoarce la Ochoa, centrarea lui Ochoa. Reia, bă, Marchesin însă pe lângă. Și intrăm în prelungirile partidei. O nouă fază. Ochoa. Marin. Se desprinde acolo. Pasă pentru Miguel. Are prin brânul Miguel în fața porții. Jonathan lovește bara. Păcat. Un meci perfect pentru Jonathan Rodriguez. Putea să se termine aici și mai bine. Însă finalizarea se duce în bar. Să vedem că nu s-a terminat. Avem șanse la un atac. Ochoa. Întoarce aici cu fața. S-a terminat! 2-0 pe Parken cu Copenhaga. Eliminăm din nou această echipă din drumul spre Champions League. Ducem din nou echipa acolo în grupe și se aude din nou imnul Champions League în Giulești. Mergem la tragerea la sorți. Probabil suntem din nou în ultima grupă varolică. Era de așteptat. Nu ne gândeam că am fi urcat noi în vreo grupa a treia sau eu știu, după doar un sezon foarte bun. Hai să vedem. Avem grupa Ajax, Inter și Salzburg. Sincer, nu. Barça, Bayern, Rangers. Deja am văzut grupa C și chiar aș zice că e mai dificilă decât asta. Aolo, aici nu grupa asta, te rog eu nu grupa asta. Chelsea, Atleti, OL. Mamă. Decât să cazi cu Liverpool, Real și Benfica, eu zic că e mai bine cu Chelsea, Atletico și OL. Zic eu. Aolo, în grupa asta nu gândeam și noi. Roma cu Dortmund și cu Monaco. Cât de frumos ar fi fost aici. Ce drept... Nu sunt echipe wow, însă sunt echipe cam de nivelul nostru și aici ar fi fost probleme.
Paris, Milan și Dinamo, dar și Celtic. Și astea erau, de fapt, nu erau după bună. Nu. Bayern, Man United, Ludogorets, nu. Până la urmă, avem bulan, zic eu. În afară de grupa asta, unde e? Grupa asta F. Roma, Dortmund, Monaco. Cred că am picat în cea de-a doua mai ușoară grupă. O să aducem Chelsea, Atletico și Lyon în Giulești. Bun, ducem echipa în grupele Champions League și acum trebuie să ne concentrăm la Liga 1. Avem meci cu Chindia în Giulești, aducem din nou rezervele în primul 11 și cred că va fi din nou un meci foarte simplu pentru noi. E clar, în Liga 1 nu ne poate sta nimeni în față, chiar dacă jucăm cu foarte mulți copii, chiar dacă jucăm cu foarte multe rezerve. Cred eu că suntem la un nivel foarte, foarte bun și chiar nu avem de ce să ne facem probleme. Formă destul de slabă pentru trupa lui Florentin Petre, aflat la Chindia, doar 6 puncte după primele 5 etape, așadar nu cred eu că poate veni cu pretenții această echipă în Giulești. Începem foarte bine și e o posesie superbă pentru noi, undeva aproape de 70%. Hai să vedem că Buz joacă lung aici. Reușim să respingem prin Pașcanu, Algrim pentru Constantinescu, din nou Algrim. Marius Marin pentru Burcea, Petrila. În adâncime la Constantinescu, pe lângă poartă Miguel Constantinescu. Face aici Căbuz, joacă lung, din nou Ghiță, calm, pune mingea jos, Marin, din nou Ghiță, Marin pentru Brujan, în dreapta la Constantinescu, Marin, întoarce la Pașcanu, Tavares pentru Petrina, din nou Tavares, Burcea, Brujan, în centru la Marin, Brujan, în spate la Pașcanu, Petrina pentru Burcea. Mai departe Marin, Constantinescu urcă, Algrim în dreapta, Algrim în fața porții, reușit să margă prin Gabriel Borcea. Foarte bună această fază, am dus până în poartă aproape cu mingea, Borcea înscrie de pe linia porții. Foarte bine am curs pasele aici, Algrim liber acolo în dreapta, are timp să gândească lui spre ea, centrează în fața porții și Borcea cu poarta goală face 1-0. Început perfect, reușit să marcăm destul de repede. Tavares aruncă pentru Burcea, înapoi la Brujan, înapoi Burcea lui pentru Constantinescu, una deci pentru Petrila. Petrila în fața porții și Celea scrie în apropie poartă, Daniel Celea face 2-0 pentru noi. Da, cred că o să încep să simulez foarte multe meciuri de Liga 1. Sezonul trecut am terminat fără înfrângere, așadar nu văd rostul să mai jucăm aceste meciuri. Probabil vom juca doar meciurile importante de Liga 1 și vom juca meciurile de Champions League și derbiurile, probabil, de acum încolo. N-are rost să ne uităm la meciuri în care marcăm câte 4-5 goluri, adversarul nu pune o poziție deloc și nu mai e fan. Da, bun, aici e Constantinescu, lasă mingea să cadă, Panțăru. Nu reușește să intercepteze acolo, întoarcem la Algrim, Burcea pentru Marin. Marin pasează însă greșit, Panțăru de data asta a recuperat. Ghiță pune din nou mingea jos, Tavares pentru Brujan, Petrila în adâncime pentru Constantinescu. Constantinescu întoarce la Luis Munteanu și este 3-0. Bun. 3-0 înainte de pauză, ceea ce înseamnă că e clar, repriza a doua va fi la dispoziția noastră și vom marca din nou, sper eu, 5 goluri astăzi. O primă repriză perfectă, s-au prezentat foarte bine jucătorii noștri. Avem jucători de introdus. Am putea să-l băgăm și pe Palade în locul lui Marius Marin. Putea să băgăm și pe Vlad acolo în atac și cam atât. Mai adăugăm 2 copii în primul 11. O, ce freză are acest Bucur.
Oh, pasă interesant aici. O să prinde lunile. Ah, eu cred că e Regens acest bucur foarte interesantă. Creasta așa pe mijloc și chelie în părți. Pasă în adâncime, bă, Constantinescu pasează la portar aici, ăsta n-a fost șut. Un singur șut a avut Chindia pe cadrul porții noastre. Clar, o singură echipă în teren la acest meci. Ghiță deviază foarte bine, prinde Lunin. A jucăm cu Lunin în Liga 1 pentru că împăratul este lovit și își va reveni peste 2 zile. Probabil la următorul meci de Liga 1 va fi titular. Ghiță avansează bine acolo, în dreapta Algrim, în centru Constantinescu, șut pe lângă poartă. Am să dăm 4-5-0, dacă tot i-am prins pe dăsculți ăștia al lui Florentin Petre. 16.000 de oameni la acest meci, chiar dacă jucăm cu Chindia, stadionul este full. Popa pentru Ghindovan, trece acolo, Târcovean. Joacă în adâncime, însă e atent Algrim. O degajare pentru Vlad, preia acolo Burcea, Palade, Brujan. Au un mijloc între copii. Burcea pentru Petrila. Fu. Da, avem 3 copii la mijloc. Palade, Burcea și celălalt Brujan. 3 jucători de 16 ani. Superb. Ghiță avansează. Avansează pe spațiu acolo Burcea. Burcea caută poarta, însă peste poarta acest șut. Nu am reușit să mai marcăm, ceea ce mă îngrijorează. Aș fi vrut să mai văd goluri. Ce drept, am și introdus foarte mulți copii pe acest final de meci, însă chiar și așa trebuia să mai marcăm. Da, probabil ar fi trebuit să terminăm acest meci de la pauză și să nu mai urmărim repriza a doua. Să vedem aici ocazie pentru Chindia și s-a dat ceva. Ce le-a jucat acea minge cu mâna. Da, de neînțeles această decizie. Și se termină 3-0. Ești foarte liniștit. Meci în care nu avem nici măcar un pic de emoție. Și din nou suntem acolo pe prima poziție. Avem un nou meci în Liga 1 cu CS Mioveni. Și vom simula acest meci. Intrăm din nou cu rezervele, ne pregătim pentru debutul în Champions League. Vom avea din nou un meci foarte important. Vedem în 2 zile, jucăm cu Chelsea în Giulești. 4-0, o tripletă pentru Luis Munteanu, marchează și Miguel Constantinescu, ceea ce este foarte, foarte bine. Reușim. Doamne, doamne. 56 de meciuri fără înfrângere în Liga 1 în acest moment pentru echipa noastră. N-am mai pierdut din... Nu arată de când, ne arată doar data. Putem lua așa, stai să vedem, 7, 5, 4, 3, 2, 1, anul trecut. Da, anul trecut, undeva prin iulie. Da, iunie, probabil cam atunci am pierdut ultimul meci pe banca rapidului în Liga 1. Rezultate superbe, continuăm acest drum în Liga 1, superb și cred eu că nu avem adversar în Liga 1. Suntem din nou în grupele Champions League, avem o grupă dificilă, o grupă din care sper eu să reușim să ne calificăm mai departe, însă e clar Chelsea pleacă favorită la această grupă, iar după noi ne vom lupta cu celelalte 2 echipe, cu OL și cine mai era? OL și Atleti. Patreti e echipa cu care am jucat și sezonul trecut în grupele Champions League și am reușit să le luăm fața. Și dar Atleti poate căuta o revanșă în acest sezon. Va fi din nou 2 meciuri, vor fi din nou 2 meciuri foarte interesante. Se trage și Cupa României la sorți și a neieșit în față cu Craiova, FC Craiova, trupa lui Mititel.
Nu vom juca acest meci cu Chelsea pentru că îl lăsăm pentru data viitoare. Continuăm și astăzi acest episod cu 4 victorii și un egal. Am început cu un 0-0 cu Copenhaga și am avut emoții mari pentru că arăta că Copenhaga poate pune probleme. Mă gândeam că poate mergem în Europa League anul ăsta, însă avem un retur perfect și scoatem și Copenhaga 2-0 în deplasare pe Parken și mergem în grupele Champions League. 4-0 cu Craiova, 3-0 cu Chindia și 4-0 cu Mioveni în Liga 1. Rezultate perfecte până în momentul de față, aproape perfecte, 6 victorii, un egal. Suntem pe prima poziție la egalitate cu Dinamo și suntem în grupele Champions League, ceea ce este cel mai important. Abia aștept să jucăm data viitoare cu Chelsea și să vedem la ce nivel ne aflăm. Să vedem dacă suntem mai buni decât anul trecut. Vom vedea acest lucru la dubla cu Atletico Madrid. Nici el nu e o echipă rea, nu trebuie să-i tratăm superficial. Pot pune probleme. Cred eu că putem prinde pe locul 2, chiar dacă vom avea meciuri foarte, foarte dificile. Până la urmă zic eu că avem calitatea necesară pentru a prinde primăvara a Champions League. Cam atât pentru astăzi, încheiem aici acest episod, prieteni. Mulțumesc pentru atenție, până data viitoare. V-am pupat!